fetiță mușcată de un câine, care e starea ei? Da, a fost o fetiță de 14 ani, cu plăci mușcate superficiale, treime medie, față anterolaterală, coapsă stângă, câine vagabond. Deci nu a fost profunde, sunt plăci superficiale, câine vagabond. S-au efectuat toaleta, avansamentul ADP-ul și a fost trimisă cu bilă de trimite la Spitalul de Infecțioase Vulcan pentru menținerea observației și dacă colegii de acolo constituie o urgență sau nu, din vedere al mușcătului pentru vaccinul antirabic. Ați mai avut în ultimele zile, din informațiile noastre, alți pacienți mușcați de câine, e adevărat sau nu? Doamnă, deci eu sunt de vreo 20 de ore de grad. Nu. Deci personal, ieri n-au mai fost. Deci ieri 24, că a fost gardă mare, nu au mai fost mușcați de câine. Pe cultura colegilor mei, asta nu pot să...